Ne aflăm într-o casă pasivă. Casa pasivă, de altfel, este un concept relativ nou apărut pe piața construcțiilor din România și te-aș ruga, Marius, să spui mai exact ce înseamnă să construiești o casă pasivă. Ce este, de fapt, casa pasivă? O casă pasivă e o casă cu cel mai mic consum de energie ce se poate obține într-o investiție eficientă. Pentru că una dintre costurile mari a unei construcții în timp e costul energiei. Și ceea ce simțim în fiecare an. Și pe lângă această reducere a costurilor cu energia, mai sunt și alte beneficii ale unei asemenea case pasive? Crește foarte mult confortul. În ce sens? Confortul și calitatea vieții în casă. Pentru că o parte din confort e definit de temperatură, umiditate și prospețimea aerului. Noi ca oameni, de exemplu, ca să funcționăm bine, avem nevoie de temperatura aerului cuprins între 20 și 22 de grade. Și o umiditate relativă a aerului între 40 și 60%. Dacă aerul din casă este mai rece, corpul nostru începe să consume mai multă energie pentru a se încălzi. Și atunci devenim mai puțin productivi în tot ceea ce facem în casă. Dacă aerul e mai cald de atât, 25-26 de grade, începem să transpirăm. Și iarăși corpul nostru consumă energie pentru a se răci și nu se mai distribuie energia internă a corpului acolo unde e nevoie. De altfel, nici nu sunt foarte multe case pasive certificate în România, dacă nu mă înșel, 4? În momentul de față sunt 4 case certificate. Acum ne aflăm într-o casă pasivă construită, casa cu soare, care este în curs de certificare. Mai sunt mici lucruri de făcut pentru a se termina certificarea. Certificarea e un proces de verificare a calității proiectării și a implementării, adică a construcției casei. Cine oferă certificarea aceasta? Certificarea se face pe o platformă online pusă la dispoziție de către Institutul de Case Pasive, Wolfgang Feist, institut care a demarat acest concept în urmă cu 25 de ani sau l-a conturat de fapt mult mai bine și care a pus la dispoziție tot ceea ce înseamnă know-how și principii de a construi și a face o casă pasivă. Se verifică dacă materialele propuse sunt ok, se verifică calculul de conformare energetică a casei, balanța energetică, pas cu pas, etapele de construcție a casei. Spune-mi, Marius, este greu de îndeplinit toate aceste norme ca să obții certificarea? Mă gândesc totuși că la o țară ca România sunt doar 4 case certificate. Evident că mai sunt și alte câteva case în curs de certificare, dar mie cel puțin mi se pare un număr relativ mic. Da, pentru că, pe de o parte, un concept care a venit destul de curând în România, de mai puțin de 10 ani a intrat în România și în ultimii 5 ani a cunoscut o creștere exponențială. Mai există și o reticență a noastră ca nații cumva, că avem o cultură a construcției destul de împământenită în niște tehnologii vechi și absorbim foarte greu ceea ce este nou. E o problemă de mentalitate până la urmă? Da, e o problemă de preconcepție la nivel de mod de construire. Practic, cum construiesc românii? Pereți din cărămidă, 5 cm de polistiren, maxim 10, un termopan și cam acolo considerăm că avem o casă care este eficient energetic. Pe când, pentru a reduce de fapt consumul de energie, trebuie gândită casa de fapt ca o extensie a corpului nostru. În primul rând trebuie să îmbrăcăm casa în termoizolație la fel cum ne îmbrăcăm pe noi. Se termoizează în general pereții cu o anumită cantitate de termoizolație pentru că așa s-a văzut în general, sau așa au învățat meseriașii unii de la alții, fără să aibă neapărat o logică clară în spate. De ce aleg să pun 5, 10 sau 30 de centimetri de termoizolație? De ce pun atâta? Și atunci, asta e prima inerție, dar care se luptă cu primul principiu al casei pasive, al gândirii, proiectării și implementării unei case pasive, și anume termoizolarea întregii case, tuturor elementelor. Fix așa cum ne îmbrăcăm noi când mergem la schi. Adică am pus termoizolație pe pereți, înseamnă că mi-am pus și pe mine o geacă groasă și niște pantaloni groși. Geaca trebuie să fie suficient de groasă cât să nu fie cald. Și de aici rezultă grosimea efectivă a termoizolației, care pentru România începe să fie eficientă de la 15 cm în sus. Eficientă din perspectiva costurilor de investiție versus performanța peretelui în sine. 5-10 cm sunt aproape inexistenți pentru o construcție, ca și cum mai merge la schi într-un tricou și o helancă pe tine. Adică casa pierde în continuare căldură pe acolo. Termoizolația fundațiilor, care iarăși vine cu un mit,
Pentru că în România există acest mit în care lasă că ține și pământul de cald. De acord, dar când te duci la schi, nu te duci în șlapi sau în sandale, ci te duci în clăpari sau în bocanci, cu o șoseată groasă eventual. Pentru că pământul ține cald pentru că sub 80 de centimetri în un metru nu mai îngheață, dar este tot rece. Și atunci pierzi de fapt căldura prin pământ. Și asta e unul dintre lucrurile cu care m-am luptat cel mai mult în viața de zi cu zi în proiectare și în execuție, de a-i obliga, ci de a-i convinge pe constructor, mai ales să termoizoleze corect fundațiile, pentru că ele sunt termoizolate, și apoi termoizolarea acoperișului, care îl putem vedea ca o căciulă pe care ne-o punem pe cap. Adică, ca să evit frigul, îmi pun căciula pe cap și de obicei căciulele sunt mai groase pentru a evita pierderile energetice, pentru că frigul începe la noi de la urechi, mâini, glezne, astfel de zone sensibile. Al doilea principiu al unei case pasive este cel de a diminua ceea ce noi tehnic numim punți termici, adică suprapunerea de materiale. Pentru că dacă tu termoizolezi o parte a casei și lași termoizolația ruptă, pe acolo vei pierde căldură în mod accelerat. La fel cum, de exemplu, nu ai fular la gât. Al treilea principiu de casă pasivă este cel de a folosi eficient tâmplării performante, dar și de a orienta casa după soare. Pentru că marea majoritate a caselor pasive sunt orientate, mai ales în zone reci, cum suntem noi, când noi suntem într-un climat rece, sunt orientate foarte mult spre sud, au vitrajul mare spre sud, adică au ferestrele puse spre sud pentru a câștiga lumină în mod natural. Pentru că acea lumină vine la pachet cu energie, cu căldură, căldură pe care noi o folosim în casă, o poți folosi. Al patrulea principiu al casei pasive este etanșitatea la aer, și anume gândirea casei în așa fel încât ea să nu piardă aerul cald din interior când afară e rece și să nu lase aerul rece să intre în casă. Și al cincelea principiu, care aduce un aport semnificativ de energie, este cel de ventilație cu recuperare de căldură, în care, practic, în loc să deschidem geamul, care și asta este un mit, poți sau nu poți să deschizi geamul într-o casă pasivă? Da, poți deschide geamul într-o casă pasivă, doar că ai alternativă. Ai alternativă de a folosi un sistem de ventilație care îți scoate aerul viciat din casă și îți introduce aer proaspăt constant. Ai o casă pasivă, obții certificarea ei și ce urmează? Ai și anumite beneficii după ce ai o casă pasivă certificată? În România încă nu există astfel de avantaje. Primul avantaj al certificării unei case este faptul că tu ai un garant al calității. Mai ales că, pe de o parte, că e un standard german care e foarte riguros și totul este calculat și justificat. Adică nu există nimic din principiul ăsta că merge și așa, ci totul trebuie dovedit numeric sau științific. Și e pentru tine, ca beneficiar, un element de calitate. La fel cum marea majoritate dintre noi aleg mașini germane. De ce? Pentru că nemții sunt recunoscuți pentru partea tehnică și pentru că știu că dacă îmi cumpăr o anumită marcă de mașină, implicit ea este branduită ca fiind un produs de calitate și controlat. Certificarea îți dovedește faptul că tot procesul de construcție al casei a fost verificat la sânge. Cine face aceste teste? Vine echipa din Germania? Sunt echipe acreditate și în România. Sunt echipe de specialiști care s-au acreditat, au făcut astfel de cursuri, de testări specializați în case pasive și fac astfel de teste și au baza lor de echipament. Și un astfel de test nu costă extraordinar de mult, dar îți arată comportarea casei, îți arată cum a fost executată casa și dacă răspunde parametrii la care a fost gândită. E ca și cum te duci cu mașina la ARR sau la ITP. Nu? O casă nu o verifici. Asta e problema în România, că casele nu sunt verificate după ce au fost construite. În schimb, tu cu mașina trebuie să mergi periodic să verifici filtre, să verifici plăcuțele de frână, motorul, emisii și așa mai departe. Și fix asta se face și cu o casă pasivă. Se testează și se verifică că a fost construită așa cum a fost gândită. Și poate asta este și un lucru bun pentru confortul tău până la urmă. Pentru confort, da. Pentru că tot vorbeam. Confortul e de mai multe natură. Am vorbit de confortul fizic, acești parametri tehnici. Și confortul psihic. Dar vine confortul psihologic. Exact. Este confortul psihologic în care tu nu mai ești dependent de energia tradițională, nu mai ești dependent de plata facturilor la întreținere, poți să devii independent energetic, ești foarte aproape de pragul de independență energetică, pentru că o casă pasivă standard înseamnă o casă cu consum redus de energie, energie pe care o poți produce din surse alternative, adică poți să te decuplezi cu totul de gaz, dar poți să faci un upgrade la casă și îți poți produce singur energia. Și așa intri în definiția de casă pasivă premium.
în care casa își produce singură toată energia de care are nevoie.